Oh, alt ambient, stați așa că stau pe un scaun, totuși vreau să fiu relaxată pentru că clipul de astăzi va fi așa pe mod relax, să vorbim despre chestii, încep bine clipul. Am decis că astăzi să filmez aici în mica mea sufragerie pentru că afară vecinii își fac treabă în grădină, umblă cu drujba, umblă cu sapa și alte chestii de grădinărit și mă gândeam eu că va fi zgomot să filmez pe terasă, deși în momentul de față văd flori pe geam și alte nebunii, dar vreau să vă situez puțin, suntem în sufragerie și aici este ecou pentru că încă nu este total mobilată această mică sufragerie. Când o să fie gata, avem clip, evident. Mi-am adus aici un colțișor, scaunelul ăsta care se balancează. Momentan vedeți cam așa stă situația, gol-goluț pe aici și așa, dar încetul cu încetul vom rezolva și această problemă, problema ecoului. În schimb, astăzi vreau să vă vorbesc, dragii mei, despre 10 lucruri care mi-au schimbat mie viața și am decis să fac acest clip. Poate în astea 10 lucruri găsiți ceva interesant care vă poate schimba și vouă viața. Sunt 10 lucruri, unele mai personale, unele chestii pe care le cunoașteți deja referitor la mine, dar am vrut să le bag într-un context. Aveam idei să vorbesc despre anumite chestii în videouri separate. Căutam oarecum acel clip în care să le îmbin pe toate și să vă vorbesc despre ele. Și vă spun sincer că m-am trezit de dimineață și am zis ok, trebuie să fac un clip despre 10 lucruri care mi-au schimbat viața. Ar fi ele mai multe, dar cam astea vreau să le punctez aici pe canal, tocmai ce s-au de o drujbă. Vă spuneam că așa e viața pe aici, așa, pe la țară. Așa că zic că eu să începem, să povestim, să-mi spuneți și voi în comentarii, evident, care sunt acele lucruri care v-au schimbat vouă viața și au așa o poveste minunată despre care simțiți nevoia să vorbiți. Mă aștept cu mare nerăbdare să vă citesc în comentarii, îmi plac comentariile alea lungi, așa, povești de viață, deci le ador. Și încep eu să povestesc, iar voi vă lăsați poveștioarele în comentarii, de-abia aștept să vă citesc și eu. Le-am pus oarecum, mică paranteză, le-am pus oarecum în ordine cronologică, un singur lucru nu e în ordine cronologică, l-am pus eu mai la numărul 7, dar în rest am vrut așa să țin o oarecare ordine cronologică, pentru că zic eu că e mai ok așa și încep. Prima chestie așa, uriașă, care mi-a schimbat mie viața și m-a făcut, pot să spun, alt om și cred că vă dați seama despre ce vorbesc, este Alexa. Cel puțin pentru mine maternitatea și după a fi mămică și tot ce înseamnă un copil de la burtică până acum la 7 ani, pentru mine este o schimbare continuă, adică să nu vă gândiți că hop, ai copil și te-ai schimbat. Nu, este o schimbare continuă pentru că copilul crește, are alte cerințe și tu trebuie să te adaptezi oricum, să te mulezi după situații și să înveți și tu odată cu creșterea copilului. Dar pot să spun că dacă stau și mă uit în urmă cum eram înainte de a fi mămică și cum sunt acum, e o diferență enormă. Pot să spun că calmitatea și, nu știu, răbdarea și să accept puțin și dezordinea în casă, care eu nu acceptam chestii de genul, le-am obținut datorită copilului. Deci cine mă cunoaște înainte de copil și cine mă vede acum nu înțelege ce e cu mine cu atâta calmitate și atâta înțelegere. Deci a fost o schimbare enormă pentru mine, dar pot să spun că a fost în bine, adică eu n-am intrat în depresii, nu am făcut, nu știu, căderi nervoase din cauza copilului, nici pe departe. Pentru mine a fost o schimbare în bine, care m-a pus cu picioarele pe pământ, mi-a dat un sens în viață să știu pe unde merg și pentru cine mă lupt în viață, evident. Nu sunt nici pe principiu, fac totul pentru copil, fac totul ca să fim noi împreună bine. Deci primul lucru despre care vreau să vă vorbesc, să vă, nu știu, mai ales pentru cei care n-aveți copii, să înțelegeți oarecum că copilul nu e o jucărie și vă va schimba viața din orice perspectivă. Și nu mereu se întâmplă să ai norocul să se schimbe bine, că un copil poate, mai ales dacă nu e un copil dorit și mai știu eu ce, poate să fie și în rău. Așa că atunci când faceți un copil, vă spun așa că înainte de a face un copil, gândiți-vă bine
că viața voastră din momentul în care îl aveți în burtică nu va mai fi la fel niciodată. Adică oricât, oricine ar zice că eu trăiesc la fel ca înainte, poți să trăiești la fel ca înainte, dar nici măcar atunci, doar dacă altcineva ți-are grijă de copii, dar nici măcar atunci viața ta nu e și nu va fi ca înainte. Așa că copilul este pe primul loc la mine, lucruri care mi-au schimbat viața, copilul e pe primul loc. După care, la numărul 2, că e în aceeași perioadă treaba asta, YouTube-ul. Aici vreau să vorbesc puțin despre partea asta YouTube-ului și cum mi-a schimbat mie viața, pentru că vedeți voi că eu nu sunt genul ăla de YouTuber care se transformă în vedetă și duce o viață de vedetă și așa mai departe, pentru că eu m-am menținut pe linia de plutire în ceea ce privește asta. Pot să spun că viața mea s-a schimbat datorită YouTube-ului, sunt mai grijulie cu ce postez online, a devenit jobul meu, vă dați seama că asta e o schimbare de 90 de grade. Este adevărat că YouTube-ul mi-a adus multe satisfacții, dar pot să spun că am avut și etape din cauza YouTube-ului, să zic așa, depresive, de depresie și așa mai departe. Ați simțit, ați știut când au fost, m-am desfășurat, dar pot să spun că pe locul numărul 2 YouTube-ul face o diferență în viața mea. Adică dacă n-ar fi fost YouTube-ul, nu cred că aș fi fost așa cum sunt acum. M-a ajutat să mă dezvolt, m-a ajutat să îmi creez un vocabular mai corect decât cel pe care îl aveam. M-a ajutat să mă dezvolt în bine YouTube-ul și să descoper chestii noi pe care nu mă gândeam vreodată în viață că le descoper. YouTube-ul n-a fost pentru mine, repet, o chestie care îmi schimbă viața de la om normal, la vedetă, la om cu mulți bani. Sunt același om care am început calea asta. Nici mulți bani n-am făcut, să zici că am fel și fel de, nu știu, mașini, vile și așa mai departe, și nici vedetă nu am vrut să o iau pe drumul ăsta pentru că am avut oportunitatea. În schimb, am crezut de cuvință că mie mi este mai bine așa în colțișorul meu. E adevărat că sunt foarte mulțumită de ce am adunat în jurul meu, de ce am creat până acum pe YouTube. Nu am niciun fel de bătaie de cap referitor la YouTube, nu știu, scandaluri și ce mai vezi pe... Nu am nimic, sunt foarte, foarte liniștită și cred că ăsta a fost țelul meu de la început. Nu am vrut să tratez YouTube-ul ca o rampă de lansare către vedetism. Am vrut să fie colțișorul meu de a împărtăși chestii cu alte persoane, dar trebuie să recunosc că YouTube-ul e unul din lucrurile alea care mi-a schimbat, nu aș spune total viața, dar pe jumătate mi-a schimbat. Mi-a schimbat stil de viață, mi-a schimbat gândire, mi-a schimbat multe, multe, multe lucruri YouTube-ul. Și cel mai mult cred că YouTube-ul m-a făcut să înțeleg că cel mai bine pe drumul tău în viață trebuie să mergi singur, că dacă te atașezi cu alte persoane, alte anturaje, alte idei, s-ar putea să nu îți placă și bula în care trăim noi acum pe canalul ăsta n-ar mai fi așa cum este dacă aș fi intrat în anumit cerc de prieteni, de YouTuber, să zic așa. Canalul ăsta nu ar mai fi avut esența asta de puritate. Pot să spun asta pentru că îmi permis să spun asta, pentru că eu tot ce fac aici fac singură și de capul meu și ce vreau eu să postez, adică nu sunt îndrumată de nimeni, nu pup în fund pe nimeni, sunt eu și voi, atât. Și bula asta, repet, pentru mine este tot ce vreau eu în viață în momentul de față. Așa că da, YouTube-ul m-a schimbat și mi-a dat de înțeles că în viață totul e bine când mergi tu pe ideile tale. Numărul 3, un lucru care mi-a schimbat viața la modul că am avut multe întrebări în momentul când am văzut filmul și se vorba despre filmul Secretul, pe care vi-l recomand tuturor să-l vedeți. Unii vor înțelege filmul, alții nu, alții vor rămâne cu multe semne de întrebare, cum am rămas eu, pentru că eu prima oară când am văzut filmul am rămas în stare de șoc. Vă spun sincer că l-am văzut în jur de ora 8 prin 2017, ceva de genul,
Și am rămas în stare de șoc toată noaptea, eu n-am putut să dorm gândindu-mă la tot ce am văzut eu în film. Și filmul ăla mi-a schimbat viața pentru că am început să caut. Am început să caut răspunsuri la întrebările mele, am început să caut multe informații referitoare la tot ce mă măcina pe mine pe dinăuntru. Și datorită filmului ăluia am reușit să fiu cine sunt și să obțin ce am obținut în viață. Deci filmul Secretul mi-a schimbat cu desăvârșire viața. La numărul 4 am o carte care mi-a schimbat viața și v-am promis, vreau să-i fac video. Pornind de la filmul Secretul, eu am început să cumpăr cărți pentru că documentarele, filmele care erau la momentul respectiv pe internet nu mă satisfăceau, nu îmi răspundeau la întrebările pe care eu le aveam și am început să cumpăr cărți. Cărți de dezvoltare personală, cărți despre legea atracției, cărți, cumpăram așa la greu cărți, până într-o zi când am dat pe Amazon peste o carte foarte interesantă, și o să iau că am adus-o lângă mine, cartea se chema Cum îți transformi visurile în realitate. Este această carte de Carmina Har, uite, așa arată ea, și practic când am văzut-o zic ok, cum să-ți transform visurile în realitate. Eu pe vremea aia este adevărat că căutam mai mult decât legea atracției și cum să atragi lucrurile și aveam nevoie de răspunsuri la multe întrebări pe care eu le aveam cu privință la oameni, la univers, la tot ce ne conjoară și tot ce văzusem eu în filmul Secretul și rămâsesem cu întrebări pentru că, vedeți voi, filmul Secretul este doar așa o... E pe larg, știi? Îți arată toate chestiile astea de care te lovești zilnic, dar pe larg și vorbești mai mult despre legea atracției. În schimb, eu aveam nevoie de mai mult, așa că cartea asta, vă spun sincer că pur și simplu a fost o atracție, zici că cineva m-a împins, ia cartea asta și a fost un pentru că țin minte că pe atunci nu îmi permiteam să dau 20 de euro pe o carte și am zis, băi, nu știu ce să fac, să o iau, să nu o iau, dar ceva tot mă împingea spre cartea asta și am luat-o. Și pot să spun că această carte am studiat-o, nu am citit-o, am studiat-o, deci e răsfoită și uitați-vă, așa este cartea, la modul subliniam, îngroșeam, repetam, îmi plăcea atât de mult să citesc cartea asta și mi-a plăcut atât de mult încât am simțit nevoia că trebuie să subliniez ce mai important, ca atunci când am nevoie de susținere, motivare, când am nevoie de cineva, de un sprijin, dar un sprijin care să mă înțeleagă, pe bază la secret și așa mai departe, să citesc. Niciodată să nu renunț la visurile tale, de exemplu, sau îndrăznește să fii tu. Și uite așa am subliniat cartea asta la greu și a fost cartea mea care mi-a răspuns la toate întrebările pe care le aveam. De la relații cu prieteni, relația cu tine, aici am descoperit cu adevărat legea atracției. Și de când am citit cartea asta, pot să recunosc că a început să meargă bine pe toate planurile. Pentru că de atunci am descoperit gândirea pozitivă, de atunci am descoperit legea atracției, de atunci l-am descoperit eu pe Dumnezeu cu adevărat. Și ce înseamnă Dumnezeu cu adevărat? Pentru că trebuie să recunosc că până atunci trăiam într-o prostie cruntă în ceea ce privește Dumnezeu și relația pe care o avem noi cu Dumnezeu. Și de atunci, de când am citit cartea asta, când am terminat cartea asta, am fost în punctul ăla al vieții mele de revelație în ceea ce privește toate legile Universului, Dumnezeu, gândire pozitivă și tot ce ține de partea asta a subconștientului. Deci cartea asta este cartea mea de căpătâi, cartea care mi-a răspuns la multe din întrebările mele existențiale și cartea care m-a făcut să caut mai departe, pentru că nu e o carte la care să te oprești. E o carte care îți pune mai multe semne de întrebare și o carte care m-a făcut să cumpăr mai apoi mai multe cărți pe baza asta de gândire pozitivă, legea atracției, spiritualitate, legile Universului și așa mai departe. Deci cartea asta pentru mine
cum să vă spun, aș pune o ramă, dar îmi place să o răsfoiesc, îmi place să o răsfoiesc, să citesc și vă spun, când simt că îmi pierd așa toate legile mele proprii, toate gândirile pozitive, când sunt într-o perioadă mai aiurea, o iau, o răsfoiesc, citesc practic ce am subliniat și îmi readuc aminte că totul ține de gândul nostru, da. Deci asta este cartea despre care v-am vorbit de când am citit-o, vă vorbesc despre ea, a intrat și în favorite, e cea mai tare carte pe care am citit-o eu în viețișoara mea. După ce am descoperit cartea, am mai avut căutări de genul pentru relaxarea minții și am descoperit, dragii mei, meditația. Meditația este, cum să vă spun eu, ce este meditația în viața mea. Meditația e lucrul ăla de care am avut eu nevoie de când mă știu și nu știam cu ce se mănâncă. Am descoperit meditația, am descoperit gândirea pozitivă și am descoperit că odată ce mintea e odihnită, tu poți face orice cu ea. Deci meditația pentru mine a ajuns undeva prin 2018, nu, 2017, cam așa pe la sfârșit și a venit să rămână, știi? Prima oară când am meditat cu adevărat, pentru că m-am chinuit ceva și prima oară când mi-am odihnit mintea, țin minte și acum, a doua zi eram plină de energie, toate ideile veneau spre mine, deci a fost așa un fel de atâtea idei veneau spre mine încât nu aveam timp să le prind. Nu știu dacă mă înțelegeți senzația mea, dar în sfârșit, după 27 de ani, eu am reușit să îmi liniștesc mintea, să o odihnesc. Pentru că, vedeți voi, creierul nostru, mintea noastră, nu e de ajuns cu somnul, că de cele mai multe ori nici somnul nu este odihnitor. Ea are nevoie de măcar 30 de minute zilnice să se odihnească, să desconecteze de absolut tot, să mediteze. E bine, cu meditația asta am obținut liniște, răspunsuri la întrebări și întâlnirea cu eu-ul meu interior, care este cea mai importantă. Și da, am reușit să meditez și am reușit să recapăt o conexiune cu Dumnezeu pe care eu o credeam nu pierdută. Credeam că tot speram să-L întâlnesc pe Dumnezeu, că asta era chichița la mine și Dumnezeu era în mine, știi? Și când am descoperit asta într-o sesiune de meditații, deci eu nu venea să cred, zic, ok, atâta timp căutându-L și El este în mine, deci a fost un moment de revelație și țin minte și acum că când am mers în Canaria, pentru a doua oară, atunci am avut momentul meu de plin de meditații în natură, țin minte, într-un loc care mie îmi plăcea foarte, foarte mult, înconjurat de plante, cactus, era un loc divin, de vis, paradis. Am avut acolo o sesiune de meditație, pur și simplu am scos tot ce aveam în suflet, tot ce aveam pe suflet. Nu știu, necăjirii, chestii de genul care eu le aveam în sufletul meu, am reușit să le scot. Iar când m-am întors de acolo, am fost plină de energie. Tot anul ăla mi-a mers super, super bine. Și meditația face parte din sufletul meu și e lucrul ăla care mi-a schimbat mie viața foarte, foarte mult și pe care îl recomand să-l încercați. La început să știți că nu e ușor până îi găsești trucul și până știi să apeși butonul, ca așa zic eu mereu, dar după, odată ce te obișnuiești, e atât de bine, e atât de bine. Eu vă recomand, dacă nu știți de unde să începe, să urmăriți clipuri, că sunt clipuri pe YouTube, meditație ghidată, cum să încep să meditezi și așa mai departe, chiar și muzică specială pentru meditații. Eu ascult, în general, seara înainte de culcare, o meditație pentru somn liniștitor și o merge super, super bine. Și da, aici vreau să ajung. Meditația e lucrul ăla mare care mi-a schimbat mie viața împreună cu cartea. Deci astea două lucruri sunt categorii pe partea spirituală, pe partea sufletească, lucrurile cele mai importante din viața mea care m-au făcut pe mine omul din prezent. Minimalismul pe locul 6. Minimalismul, să știți că l-am descoperit recent, dar l-am descoperit așa sub o formă
super faină. De cele mai multe ori lumea fuge de minimalism pentru că credem, tindem să credem că e ceva drastic, ceva impunător, ceva sună gol, cum sună la mine sufrageria acum. În schimb, eu l-am descoperit altfel. Eram într-o perioadă a vieții mele în care acumulasem nu multe, foarte, foarte multe lucruri și simțeam pur și simplu că lucrurile acelea îmi sunt o provoară, îmi îngreunează existența. Nu mai puteam, pur și simplu. Și ziceam, băi, care e problema? De ce nu mă mai satisfac lucrurile pe care eu le-am cumpărat, pe care eu le dețin? De ce mi se pare o povară toate lucrurile ce mă înconjoară? Și am căutat răspunsul. Și am descoperit minimalismul. Și am descoperit că lucrurile de cele mai multe ori ne îngreunează existența și de cele mai multe ori lucrurile materiale cumpărate cu bani pe care îi facem din timpul nostru pur și simplu nu îmbogățesc cu nimic spiritul și nu ne ajută la nimic. Și de acolo am început să citesc despre minimalism, să văd clipuri, să mă interesez, să văd ce și cum, și din ce în ce mai mult îmi plăcea povestea. Nu îmi place minimalismul ăla strict în care mănânci cu o furculiță, nu știu, îmi place să am obiecte, nu vă gândiți că nu îmi place să am obiecte. În schimb, nu îmi place să am multă mobilă în casă, nu îmi place să fie lucrurile dezordonate. Atâta timp cât am lucruri suficiente ca să le țin organizate, eu cred că este de ajuns. Și am învățat foarte, foarte mult din partea asta cu minimalismul și pot să spun că mi-a schimbat gândirea respectiv la lucrurile care mă conjoară, mai ales la lucrurile materiale. Iubesc minimalismul, iubesc chiar și oamenii care duc stilul ăsta de viață, că nu e vorba doar de un stil de a decora casa. Aici este un stil de viață, minimalismul. Îmi place cum gândesc, nu merg pe partea cea mai drastică a minimalismului, în schimb îmi place să-mi iau informație din stilul ăsta de viață și îmi place să aplic anumite lucruri. Partea cu mobila, de exemplu, pentru mine mobilă multă, inutilă, e degeaba, știi? Prefer să îmi decorez casa, de exemplu, cu plante, știi? Adică o casă plină de plante pentru mine, chiar dacă pentru unii nu înseamnă minimalism, pentru mine înseamnă minimalism pentru că aduc în casă ceea ce iubesc. Și despre asta este minimalismul, să aduci în casă doar lucrurile care te fac pe tine cu adevărat fericit. Pentru că, de exemplu, pe mine, Alexa e pe aici, de exemplu, pentru mine două dulapuri enorme nu mă fac fericită. În schimb, 10 plante enorme mă fac fericită. Asta este diferența pe care mulți nu o înțeleg despre minimalism. Că, practic, minimalismul nu este o regulă, ci minimalismul se bazează strict pe ce ai nevoie și ce cerințe are sufletul. Așa că minimalismul este unul din lucrurile alea care mi-a schimbat cu adevărat gândirea și mai ales gândirea către lucruri materiale. Vedeți că la numărul 7 am pus carnetul de condus, ăsta trebuia pus pe primul loc, dar am zis că n-are chiar așa mare importanță să-l pun pe primul loc pentru că carnetul de condus l-am obținut înainte să fiu mămică. Dar vreau să spun că este un lucru care mi-a schimbat viața. Vă povesteam și în storytime-ul ăla cum am obținut carnetul de condus, că mi-a dat o independență dumnezeiască. Deci pentru mine carnetul de condus e unul din lucrurile alea care mi-a schimbat viața. Pot să lucrez unde vreau, pot să mă deplasez unde vreau, pot să fac ce vreau singur. Iar pentru mine independența e primordială în viață. E lucrurile ăla de care eu am nevoie ca să mă pot simți împlinită, iar carnetul de condus, chiar dacă pentru unele persoane nu este chiar așa important, pentru mine a fost și e lucrul ăla care mi-a schimbat mie viața încă din tinerețe. Aoleu, cum a sunat asta! L-am luat la 18 ani, știți asta deja, și pot să spun că mi-a dat o independență desăvârșită, scuze, la 19.
Deci da, pentru mine carnetul de condus, nu o să mă abat foarte mult la tema cu carnetul de condus pentru că avem un story time, cum l-am obținut și cum a fost așa mai departe, dar trebuia să punctez pentru că e unul din lucrurile la care mi-a schimbat viața categoric în bine. Până acum, dacă am vorbit de dezvoltare personală, despre meditație, acum hai să vorbim și despre ceva mai femesc, trupesc. Cupa menstruală. Cupa menstruală, pot să vă spun că în ce ignoranță am trăit până acum câțiva ani, pentru că e pe piață de mulți ani, să nu încerc, să nu o aduc în viața mea. Deci cupa menstruală îmi dă o libertate, eu urăsc tot ce înseamnă tampon, absorbant, compresă, absolut. Urăsc. Deci urăsc perioada a lunii din cauza ăstora. Ei, odată ce am îndrăznit să testez cupa menstruală și să o aduc în viața mea, viața mea s-a schimbat. Deci eu nu mai simt că trec prin chinul ăla lunar. Deci cupa menstruală mi-a schimbat viața. Dumnezeule, într-un mare, mare bine. Și pot să vă spun că înainte nu o luam de teamă. Cum să introduci chestiunea aia acolo, nu știu ce. Ignoranță, vă spun sincer. Ignoranță. Odată ce am adus-o, am testat-o și am văzut cât de faină e și ce viață minunată poți avea în perioada aia lunii, sfat de la mine, testați-o. E adevărat, căutați cu mare grijă să fie cea pe care cea care vă trebuie, pentru că e pe diferite mărimi și de cele mai multe ori eu merg pe partea de eco. Dați un ban în plus, dar să fie cât mai eco, că este introdusă undeva în corpul vostru, așa că să fie calitativă. Nu vă spun un brand pentru că nu fac publicitate la nimic din sfera asta de cupe menstruale. Luați-o după capul și gândirea voastră, dar să fie certificată, să fie cât mai ok, din material cât mai ok mă refer. Încercați-o pentru că zic eu că o să vă placă mult, 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 mult de tot. Da, cupa menstruală mi-a schimbat viața, pot spune. Cățelul, Dumnezeule! Noi iubim animalele de când ne știm, adică am trăit la țară, am avut căței, pisici, serios, am avut animale, nu pot să spun, dar stând la bloc atâția ani, cam am uitat cum e, știi? Dar unde vreau să ajung e că niciodată nu credeam în viața asta că pot iubi un câine atât de mult și nu mă gândeam vreodată în viață că un câine îți poate aduce atâtea momente de fericire, serios, deci nu. Sunt aici prezent, iubitoare de animale, dar până nu am avut ligioana asta mică, deci 3 luni de zile, de 3 luni de zile o am în casă, eu nu am crezut că pot iubi atât de mult un câine. Și gândiți-vă că nu-i de rasă, e urâțel, e cum e, e al meu. Deci sunt topită și nu numai eu, toți trei în casa asta, suntem topiți după câine. Noi care am zis că niciodată în viață câinele nu va dormi cu noi în pat. Noi care niciodată în viață am zis că dacă stă în curte nu o să intre în casă. Noi suntem ăia care acum suntem morți după cățel. Deci din băiatul lui mama și băiatul lui tata nu-l scoatem. Aulă, suntem puțin prăfuți. Acum o să vorbesc mai despre mine că e vorba despre lucrurile mele. Deci eu la capitolul câine în momentul de față sunt puțin prăfuți și îl iubesc ca pe copilul meu. Serios, sună aberant pentru unii, știu, dar pentru cei care aveți cățel în casă și îl iubiți ca pe ochii din cap, ăia cred că sunt persoanele care mă înțeleg pe mine în momentul de față. Sunt pur și simplu topită după Blanchitos. Casa. Casa cu terenul, cu livada. Deci pur și simplu viața noastră nu mai e ca înainte, nu mai e ca la bloc. De la simplu fapt că trebuie să faci curățenie, să ștergi praful în fiecare zi, până la rutina de trezit de dimineață, ce mâncăm, când mâncăm, orele de masă. Deci viața noastră e total alta la casă. Este exact cum ne-o visam, cum ne-o imaginam, adică am fost și suntem pregătiți pentru ce ne așteaptă aici la casă, dar nu mai e nimic, nimic, nimic la fel. Dacă la apartament ne permiteam luxul să ne trezim la 9 și să ne bem cafeaua, păi la 9 noi deja, noi aici la casă, suntem de vreo 2-3 ore munciți. Nu știu cum să spun. Adică ai atâtea lucruri de făcut, nu ai timp să te plictisești la casă. Nu mai e nimic
cum a fost înainte, la apartament, deci viața e cu totul și cu totul alta. O să fac rutina dimineții, rutina serii, că deja e cu totul și cu totul altceva aici la casă, dar cumpăratul și mutatul la casă pentru noi a implicat un schimb de viață incredibil. V-am zis, de la mâncat până la dormit, dar eram pregătiți pentru treaba asta, numai că trupește, este un mic șoc în ceea ce privește, v-am spus, dormitul, mâncatul, chestiile pe care le ai de făcut. E adevărat că am avut și o perioadă mai aglomerată, că trebuie mers mult pe la instituții, făcut de astea și așa mai departe. În schimb, se cunoaște diferența de la cer, de la pământ, v-am spus, de la ce mâncăm în fiecare zi, până la ce facem în fiecare zi, adică noi nu avem timp să ne oprim. Dacă nu terminăm cu ce prin casă de făcut, treabă și așa mai departe, urmează grădina, urmează curtea. Adică în permanență aici ai ceva de făcut și în general la casă, la curte, în permanență ai ceva de făcut. Deci viața noastră s-a schimbat în totalitate de când suntem aici. Dar trebuie să menționez un lucru, noi asta ne-am dorit, noi, adică să nu credeți că mă plâng acum, că avem multă treabă, nu. Noi asta ne-am dorit, să renunțăm la viața aia sedentară pe care o aveam la apartament, la viața aia monotonă, lipsită de aventură, nu. Eu am vrut și noi am vrut împreună, în familia noastră, noi doi, cel puțin, și Alexa, vă mai zic Alexa, ce fericită e, dar să nu credeți că mă plâng, pur și simplu vă spun că am schimbat stilul de viață întru totul. De la o viață sedentară, la apartament, părculeț, nu știu ce, am venit la o viață ca la țară, cu toate treburile care îmi pune o casă la curte, curte mare, grădină mare, toate astea. Și încă n-am început cu grădinăritul, să vedeți, primăvara viitoare. Pe ultimul loc, casa, pentru că e cel mai recent lucru care ne-a schimbat nouă viața întru totul. Și cred că trebuie să închid clipul cam pe aici, așa că am vorbit multicel, da, bine, v-am vorbit despre 10 lucruri care mi-au schimbat mie viața și ce să vă spun, unele chiar sunt foarte, foarte mândră că le-am descoperit și că au ajuns în viața mea, simt că am pentru ce trăi pe pământul ăsta și simt că trăiesc exact cum trebuie și ei trăiesc exact ceea ce îmi doresc eu. Sper din suflet ca videoul de astăzi să vă ajute, măcar puțin, să vă dea așa puțină motivare, să vă dea, bă, uite, filmul ăsta, ia stai mă să-l văd și eu, despre ce e vorba, cartea, păi ia stai mă să citesc cartea, despre ce vorbește nebuna, știi? Și să reușesc câtuși de puțin, măcar câteva lucruri ușoare, bune, să aduc în viețile voastre, pentru că ăsta este scopul clipului, să vă ajute câtuși de puțin. Sper că v-a plăcut, până și clipul de azi, ne vedem luni cu un daily vlog frumos, drăguț, elegant, cât de cât. Vă pupăcesc extrem, să aveți un weekend absolut minunat, exact așa ca voi. Adios!